Oameni buni, următoarea invitată, Anca Cârcu, a făcut ani de zile valuri când era membră PRM. Nu știu dacă vă aduceți aminte, își câștigase chiar titlul de sexy peremista, așa era în ziare denumită. Conflictele ei cu Becali și Vadim Tudor au făcut istorie. Astăzi însă spune că este un om nou, trăiește peste hotare și face naveta între Tenerife, Palma de Mallorca și America. Așa că navetă de asta tot să faci, nu? Nu e de mirare că spune că are o viață spectaculoasă, așa că o să vină imediat în platou, dar vreau să ne amintim puțin de ea, deși sunt sigur că mulți nu au uitat-o. Chiar n-aveau cum să uite. În fața dumneavoastră nu aveți o femeie perfectă, sunt plină de poticneli, perfecțiunea nu o doresc, ea este plictisitoare. Sigur, toți dorim să ajungem spre perfectibil, să tindem spre perfectibil. Sunt undeva, cum să vă spun, sunt o fată de la țară. Ancuța Cârcu s-a remarcat după ce a intrat în politică și a devenit cunoscută drept sexy peremista. La scurt timp după ce s-a înscris membră de partid, Gigi Becali a atacat-o într-o emisiune de televiziune. Ea a depus atunci o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, sub argumentul că imaginea i-a fost rău afectată. Practic, iese din niște rânduieli simple, precise și anume să vorbești frumos, să-ți arăți cei 7 ani de acasă. Domnul Becali nu știe vorbi decât foarte urât, se adresează urât sexului frumos. Faptul că pe mine m-a făcut centuristă și partea care ține de femeie de un leu, de 2 lei, pardon, de 2 lei și m-a mai făcut și matroană de bordel. Sigur, m-am gândit foarte serios o să-l dau în judecată. După ce Gigi Becali a fost amendat pentru injuriile aduse fostei candidate la europarlamentare, a venit rândul lui Vadim Tudor să-i adreseze câteva cuvinte mai neortodoxe. Cei doi au intrat în conflict după ce Anca a spus că Vadim a încercat să profite de ea. Vadim s-a enervat foarte rău și nu a mai ținut cont de nimic. Supărată, Anca a depus o plângere în care îi cerea tribunului 100.000 de euro daune morale pentru afirmații pe care le-a făcut la adresa sa. Vadim nu a plătit această sumă, ci mult mai puțin, mai precis 3.000 de lei. La finalul procesului s-a decis ca Vadim să-i plătească încă 1.000 de lei. Însă, după moartea acestuia, Anca Cârcu a transmis familiei că renunță la această ultimă tranșă de bani. Să știți că femeia se aranjează 50% pentru ea și 50% pentru cei care o văd. Sunt un om normal, nu petrec mai mult decât este nevoie. Sigur că nu exagerez. Nu sunt narcisistă. Nu. Recunosc, sunt o curmană. În acea perioadă, Anca Cârcu a dat și bacul. A recunoscut însă că a fost mult mai preocupată de politică decât de învățat. În consecință, a obținut nota 6 la română, 2 la matematică și nota 3 la fizică, media finală fiind 3,66 la sesiunea din vară. Am crezut în frumusețe, bani și relații. Sigur, au trecut 10 ani și nu mi-am finalizat anumite studii. Am revenit la studiile respective cu dobânda vieții, am revenit la școală cu mintea de acum. Pentru că la 20 de ani, sigur, toți avem impresia că toate zboară. Dar practic nu zboară nimic, toate au locul lor. Sper că v-ați adus aminte, nu? Acum vreau să vă zic că de când s-a lansat la nivel internațional, Anca Cârcu se simte ca o regină. Așa că atunci când a venit aici la emisiune, a spus: domne, eu vreau un covor roșu ca să intru în platou exact ca o regină. Așa că eu cum îmi doresc pentru invitații mei să se simtă tratați împărățește, l-am chemat pe plantă, hai tată cu covorul. Tu ne-ai avut ce a zis invitata că vrea să vină doar dacă are covor roșu la emisiune. Te rog frumos, hai odată, hai plantă. Ce bine îți vine blondul ăsta, plantă, pe cuvânt, adică mie mi se pare că tu trebuia să te naști blond. Nu știu, mi se pare că se potrivește foarte bine culoarea. Gândești ca și coana. Uite, bă, tată, bă. Coafiura rezistă, da? Ați văzut, l-am vopsit aici în direct. Nici nu contează că-s 40 de grade afară, că bate vântul, că plouă. Ia uite, vine mă coace. Aranjează frumos covorul acolo, te rog frumos. Doamna mi-a zis în felul următor: vreau covor roșu când vin la emisiune. Se pare corect. Păi, cum? Ce ți se pare, mă, corect? Ai luat-o șturazna? Cum se pare corect? Adică e corect, ai dreptate. Da, e corect. Stai acolo. Doamnelor și domnilor, invitata noastră de peste mări și țări, Anca Cârcu!
seara. Perfect. 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 Sărut mâna, doamna Anca Cârcu. Ce faceți? Foarte bine. Ați slăbit? Da. Foarte tare. Am lăsat practic un om din spate. Un om din spate. Câte kilograme? Da, în jur de 30 de kilograme. 30 de kilograme. Foarte frumos. Da. Ne-aș cerut covoroșul. Ați văzut cum imediat ne-am conformat? Da. Covoroșul ca să intre Regina. Imediat am pus covoroșul. Mi se pare corect. Așa, orice femeie merită. Pentru covoroșul. Că stă la Pro TV. Perfect. Orice femeie. Plantă. De acum încolo, orice invitat avem, bași covorul roșu. Perfect. Mă bucur să te revăd, mai ales că ai fost plecată și din țară. Am văzut ceva mai devreme un material de la începuturile tale, da, ca să zic așa. Da, am văzut că nu s-a uitat nimic. În showbiz. Păi n-au de asta se zice că nimic nu s-a uitat, totul se transformă. Exact, și totul la tine s-a transformat într-un alt om, mult mai bun și mult mai... varianta 2017, mult mai îmbunătățită. Exact. Perfect. Vă rog frumos, priviți-o pe Anca Cârcu, din cap până în picioare. 30 de kilograme a dat jos și acum ne poate spune că este... Haideți să luăm și un loc, nu? Ne poate Mulțumesc. Spune că este și o femeie de succes, pentru că s-au schimbat lucrurile de la politică, ai trecut la cu totul și cu totul alte lucruri. Am spus bine că faci naveta între Tenerife, Palma de Mallorca, America, tot? Am un cad de pielea pentru că am prins un soare foarte dur în Tenerife. Ca să, că pentru că dacă vrei, că să... planta, adă o cremă. Nu, avem. Nu, am cremă. Plantă, duci cu mine, imediat e mult. Da, tot. Foarte bine. Planta, adă până cremă, la sfârșitul emisiunii o să am mai multe dorințe. Plantă, să stai aproape. Da, exact. Plantă, stai aproape aici că avem mai multe. Suntem în familie, da. Cerințe. Într-adevăr, a trebuit ca să fac o schimbare, un nou restart vieții mele. Da. Și te implicase foarte tare în politică. La un moment dat era aici pe prima pagina a ziarelor, pentru că te și certai cu diferiți lideri politici. Dumnezeu să-l ierte, cu Vadim Tudor. Da, ei se certau cu mine. Eu în felul meu m-am apărat ca o femeie cu... Da, sigur. Ai și câștigat procesele cu persoanele care te-ai certat. Da, nu investesc dacă nu câștig, pentru că am totuși o armată de oameni în spatele meu care nu m-ar lăsa. Să... O armată de oameni? Da, am avocat, jurist, doctor în avocatură pe penal internațional, ceea ce eu fac, atât aici cât și afară. Da. Când și am probleme, am oameni buni care îmi spun, este vorba de imagine, adică am înțeles, 5 euro, 3 euro, dar eu, Anca Cârcu, de la fată de la țară, l-am câștigat pe milionarul Becali. M-ați înțeles? Deci, bun, am înțeles. Un exemplu. Cu ce te ocupi acum în străinătate și care sunt afacerile? Eu sunt în firma surorii mele, da? Islandemico. Este un grup de firme care se ocupă cu partea de gestionează chirii în Palma de Mallorca, pe urmă mașini de închiriat, partea care ține de accesorie fiscală, avocații, mobiliare, pe urmă sora mea și eu avem ca hobby partea care ține de coafururi, manicură, pedicură, avem un lanț în Palma de Mallorca. Un lanț ce înseamnă? Un lanț, adică șapte în Palma de Mallorca. Eu am două în Tenerife. Foarte frumos. Da. Deci uitați, adică investim în frumusețe. Ce bine că a renunțat la politică, că s-a dus și a făcut vreau să spun că în România am pierdut o parte frumoasă a vieții mele, dând la o parte probabil aceste mecanisme. Dacă nici nu te implicai în chestiile alea, nici nu te cunoștea lumea, adică trebuie să să vezi și partea bună a lucrurilor. Legăturile întotdeauna se văd când te uiți în spate. Da. Adică punctele. Da, te-ai măritat acolo? Ai găsit pe cineva? Cum e care e și viața ta acolo? Discut cu cineva, este cineva pe din partea Marii Britanii, a familiei legale, dar despre asta am spus că o să vorbesc curând, dar peste vreo două luni. Acum adică este evenimentul surorii mele. Perfect, care s-a căsătorit. Dar tu ai spus că atunci când vei vorbi despre relația se va vorbi din loc în loc. În tot mapamondul ăsta. Da. Adică tu ești acum într-o relație sau într-o discuție cu cineva, iar când relația aia va fi făcută publică... Va fi făcută publică, da, se va vorbi din loc în loc. De exemplu, sora mea din Baia Mare, am plinit 37 de ani și știți cum se discută la țară. Are 37 de ani, nu o ia nimeni, nu se căsătorește. Uite că timpul lui Dumnezeu este unul și timpul nostru este altul. Dar tu ai două surori. Da, cu mine ai trei. Ai pe sora ta de la Baia Mare care s-a căsătorit cu un viitor preot. S-a căsătorit cu un viitor preot și o să vedem și noi imagini. Da. Și mai ai o soră tot mai mare? Da, că ea e de tânără, este plecată din România, de la vârsta de 7-8 ani. Cealaltă soră? Da, cea mai mică, Alina de Mico. Alina de Mico? Da, după soț. Și ea are iubit? Nu, ea este divorțată de în jur de 3 ani. Deci tu stai un pic, ai câte surori ai? Că nu înțeleg. Cu mine 3, fără mine 2. Încă deci două. Ai una care s-a căsătorit? Da, cea mai mică, care are 32 de ani. Și încă una care... Și încă una care ieri a fost
căsătoria ei. Cu preotul. Cu preotul, cu da. Din Baia Mare. Hai să vedem și imagini de acolo. Planta, ai adus crema? Te rog frumos, hai. Da, aproape-te. Păi, aproape-te. Ia loc, stai, șezi. Mai aproape. Nu, mai aproape, poți să pui mai plantă. Mulțumesc frumos. Pune mâna așa, pac, pac și asta. Mulțumesc frumos. Hai. Nu, nu o face în direct. Păi, plantă, poți să... Da? Da. E, să știi că și el are un salon în Balotești. Da, dacă lași aici e suficient. Da. Eu sunt regina, el comandă, eu accept. Perfect, și ai spus că să stea pe aproape, nu? Dacă da, mai... da, aproape și ce departe ești. Aproape și ce departe ești. Perfect, haide că vedem imaginea acestea și vreau să te să vedem ce ați scris. Ați avut niște nași speciali la sora ta, a avut niște nași speciali. Da, nu? Iubitul surorii mele, Mihai Albu. Cum? Iubitul surorii mele, Mihai Albu, este bărbatul sora cu care sora mea discută, da. Că de asta nu mai înțeleg. Deci tu practic ai așa sora mare care s-a căsătorit cu viitorul preot și vedem imagini. Exact. Și sora mică care a divorțat. A divorțat, a fost căsătorită cu un ambasador de Panama în Monaco, ea locuiește în deci, Monaco. Deci un ambasador de Monaco a divorțat și acum este iubita lui Mihai Albu? Sunt împreună. E prima dată când se spune chestia asta. Vă rog frumos, breaking news toate ziarele, sper că citați de unde s-a plecat știrea. Mihai Albu... Este naș cu... Nu? A fost naș? Da, deci noi acum, aici la emisiune, vreau să discut ceea ce, sigur, văd, vedem noi, spectatorii, publicul, acele imagini care sunt, mă rog, vedem imagine și se așează cuvintele noi, pentru că vorbesc imaginile. Perfect, deci aflăm mai multe. Da, ca să avem timp de aceste imagini, va trebui să luăm publicitate. După publicitate revenim, vedem materialul, văd pe sora ta și pe... cumnatul tău, nu? Ia uite, și da. El e cuțuica exact ca mine, bă, băiatule. Deci, l-am văzut sticla, cuțuica da. Deja... Ai văzut că am o cămăruță aici, ai cuțuică cu tot ce trebuie, cu miere, cu tot. Da, se va deschide ușa și pentru mine. Și pentru? Ce dorești? Regina, ce dorește? Avem miere, avem propolis, totul, compot... Totul până la miere, ca orice femeie. Lapte și miere. Lapte și... Plantă, tu ai înțeles? Să-mi fii lapte și miere. Ce? Bă, tu ai auzit ce a zis doamna Anca Cârcu? Că în două luni de zile, dacă își face publică relația, o să vorbească tot mapamondul și e ceva din cu loc casa în regală loc. Britanică, tu ai înțeles? Eu tot ce am spus... E cu Harry al mic. Eu tot ce am spus mi-am asumat și nimeni nu poate să-mi spună acolo ai mințit. Sunt sinceră. Deci probabil... tu... deci tu vei avea o... Deci spui că relația ta va fi una de sunet mondial, nu? Da, se va vorbi din loc în loc, am spus. Ce înseamnă din loc în loc? Știți că istoria face salturi uneori. Deci va fi chiar în cartea de istorie. Și o să fii și tu în cartea de istorie ăla care a adus crema la emisiune. Îți place cum este blond? Noi l-am vopsit, să știi. Nu știu, că tu ai mai multă experiență cu coaforul, cu asta, ce ai tu prin palma de margă. Da, i-aș pune eu așa un verde, așa. Verde? Adică o tentă, într-o parte. Ca să fii fresh. Să știi cool. Că putem să-l trimitem la unde tu ai zis că ai două saloane ale tale în Tenerife. Da, în Tenerife și sora mea are 6 în Palma de Mallorca. Pelucăria Alina de Mico. Da. Da. Ai priceput?